Ai putea să-ți dai voie să adopți o postură confortabilă, o postură fizică confortabilă. Și ai putea să-ți dai voie să te relaxezi atât cât îți este cu putință în acest moment. Și ai putea să-ți dai voie să spui da în legătură cu relaxarea ta și cu adoptarea unei poziții confortabile. Și ai putea să-ți dai voie să spui da aceste experiențe. Ai putea să-ți dai voie să spui da pentru a te relaxa, pentru a te deschide. Ai putea să spui da aceste incursiuni în propria ta minte și în această experiență. Ai putea să-ți dai voie să te deschizi către energia momentului prezent. Ai putea să-ți dai voie să te deschizi către liniștea și pacea care sălășluiește în tine și care este rădăcina și esența propriei tale ființe. Ai putea să-ți dai voie să te deschizi către pacea și liniștea care ești? Ai putea să-ți dai voie să fii un spațiu de pace interioară? Ai putea să-ți dai voie să investești această pace interioară în realitatea și lumea pe care o creezi în mod constant? Și ai putea să-ți dai voie să te uiți în tine și să te întrebi ce anume te împiedică în clipa aceasta să fii în pace? Dă-ți voie să vezi dacă există în tine gânduri sau emoții de orice fel. Lucruri care țin de trecut, poate că e ceva care ține de ceva care ți s-a petrecut astăzi sau zilele trecute și la care încă te gândești obsesiv, amintirea unui lucru neplăcut, un sentiment de neplăcere, de tristețe, de regret, poate ai pierdut ceva, poate s-a întâmplat ceva neplăcut, poate te-ai certat cu cineva. Dă-ți voie să vezi dacă există un asemenea sentiment de neplăcere legat de ceva care s-a petrecut până astăzi. Și oricare ar fi acest gând sau sentiment, dă-ți voie să te uiți la el și să spui, eu sunt mai mare, tu acest ceva ești doar un sentiment prezent în mine. Da, te văd și te simt în mine chiar acum. Te iubesc și te las să pleci. Te iubesc și te las să pleci. Te iubesc și te las să pleci. Te iubesc și dacă pleci, te iubesc și dacă mai rămâi. Pur și simplu te iubesc. Te iubesc și te las să pleci. Ai putea să-ți dai voie să te uiți din nou în tine. Să te uiți un pic la zilele viitoare. Ce urmează să se petreacă în viața ta. Și dă-ți voie să vezi dacă e ceva care te îngrijorează în legătură cu ceea ce urmează să se petreacă. Și dacă există vreo formă de îngrijorare, de frică, sau un sentiment de nesiguranță în legătură cu ce ar putea să vină în zilele următoare sau în perioada următoare, dă-ți voie să vezi acest sentiment de neliniște, de îngrijorare, de frică, de nesiguranță din tine, și să îi te adresezi și să-i spui, eu sunt mai mare, tu, acest sentiment, ești doar o emoție, un sentiment prezent în mine chiar acum, da, te văd și te simt în mine chiar acum, și dă-ți voie să-i spui, te iubesc, te iubesc, te iubesc și te las să pleci. Te iubesc și te eliberez. Te iubesc. Și te las să pleci. Ai putea pur și simplu să decizi să lași să pleci acest sentiment de nesiguranță cu privire la ceea ce urmează să se petreacă în viața ta. Dă-ți voie să spui da și respiră. Și ai putea încă lăsa să pleci acest sentiment de nesiguranță chiar mai mult. Da. Și ai putea pur și simplu lăsa să plece. Sentimentul că ți-ar lipsi securitatea interioară în acest moment. Da, și respirăm. Și dă-ți voie să te uiți în tine și să vezi ce altceva ar putea
sau te mai împiedică, simți că te împiedică să fii în clipa asta în liniște și în pace. Dă-ți voie să vezi care mai e un gând care mai zboară prin tine, ce nu-ți mai convine în momentul prezent. Și orice gând ar fi în acest moment care crezi că te împiedică, ai putea să-l lași să plece. Da? Și respirăm. Ai putea lăsa să plece și mai mult. Gândul care aparent te-ar împiedica să fii în pace? Da. Dă-ți voie să vezi dacă există în mintea ta ideea sau gândul că a fi în pace nu e ceva la îndemână, e greu și că tu nu poți. Și oricum ar arăta această poveste, e greu, nu pot, nu sunt în stare, e dificil să fii în pace, dă-ți voie să vezi că asta este o reprezentare interioară. Adresează-te și acestea. Eu sunt mai mare, tu acest ceva, nu pot, e greu, nu e ușor, nu e posibil pentru mine. Ești doar o reprezentare în mintea mea. Tu acest ceva ești doar o simplă rezistență. Te iubesc. Te iubesc. Te iubesc. Și te las să pleci. Te iubesc și dacă pleci. Te iubesc și dacă mai rămâi. Pur și simplu te iubesc. Te iubesc și te las să pleci. Și dă-ți voie să vezi ce se întâmplă acum în tine, care e gradul tău interior de liniște și de pace. Dă-ți voie să vezi că s-a instalat un oarecare sentiment de liniște și dă-ți voie să vezi că, dat fiind natura acestei intenții, există în tine dorința de a fi și mai liniștit și mai în pace. Ai putea lăsa să plece dorința de a fi mai liniștit și mai în pace? Da. Și ai putea lăsa să plece dorința de a nu mai fi neliniștit? Da. Și ai putea lăsa să plece dorința de a fi în deplină pace? Da. Și ai putea lăsa să plece dorința de a nu mai fi deloc neliniștit? Da. Și ai putea lăsa să plece dorința de a scăpa de toate gândurile, emoțiile și rezistențele? Da. Și ai putea lăsa să plece dorința de a controla conținutul tău interior? Da. Și ai putea lăsa să plece dorința de a controla starea în care ești? Da? Și ai putea pur și simplu să-ți dai voie să fii în momentul prezent. Așa cum este dat să fie în momentul prezent. Dă-ți voie să spui, mă deschid în fața momentului prezent. Mă deschid către momentul prezent. Îmi dau voie să fiu în prezent. Renunț la control și las viața să curgă prin mine. Îmi dau voie să fiu în pace acum. Și dă-ți voie să fii conștient de felul în care ești acum, fără ca neapărat să etichetezi acest ceva ca fiind pace sau altceva. Dă-ți voie să vezi că spațiul tău interior este acum limpede și dă-ți voie pur și simplu să investești acum un gând conștient în banca lui Dumnezeu. Îmi dau voie să țin post cu apă timp de o zi, două sau trei, începând de miercuri, 22 septembrie, cu ușurință. Cu intenția, dau voie lumii mele să fie liberă și în pace. Dau voie realității din țara mea să fie verde. Dă-ți voie să vezi ce spune mintea ta în legătură cu această intenție. Dă-ți voie să vezi în ce fel mintea ta te provoacă și spune: e dificil, nu știu dacă pot, nu știu dacă o să pot să duc până la capăt, e greu, n-am ținut niciodată. Dă-ți voie să vedă prima opoziție care se află în mintea ta în legătură cu acest post de una, două sau trei zile. Și oricare ar fi acest gând, dă-ți voie să vorbești cu el și spune: eu sunt mai mare, tu, acest gând, această opoziție interioară,
Ești doar o rezistență, o simplă imagine în mintea mea. Te iubesc? Te iubesc, gândule. Te iubesc, imagine. Te iubesc, reprezentare. Te iubesc, rezistență. Te iubesc și te las să pleci. Te iubesc și dacă pleci, te iubesc și dacă mai rămâi. Pur și simplu, te iubesc. Te iubesc și te las să pleci. Și dă-ți voie să spui din nou, îmi dau voie să țin post cu apă pentru o zi, două sau trei, începând cu miercuri, 22 septembrie 2021, cu ușurință, cu intenția, dau o voie lumii în care trăiesc să fie liberă și în pace. Dau o voie realității din țara mea să fie verde. Și dă-ți voie să vezi ce spune mintea în legătură cu ideea de a ține post doar cu apă timp de o zi, două sau trei. Și orice ți apare în minte, nu pot, nu e cu putință, e greu, nu e ușor, nu știu dacă o să fac față. Dă-ți voie să vezi acel ceva și să vorbești cu el. Eu sunt mai mare, tu ești doar o imagine în mintea mea, te iubesc și îți dau voie să te dizolvi. Te iubesc și te las să pleci. Renunț să te mai controlez, te iubesc și te eliberez. Și dă-ți voie să spui din nou. Îmi dau voie să țin post cu apă, timp de o zi, două sau chiar trei, începând cu miercuri 22 septembrie 2021, cu ușurință, cu intenția, dau voie lumii mele să fie liberă și în pace. Dau voie realității din țara mea să fie verde. Și dă-ți voie să vezi dacă există în tine un sentiment de reținere legat de faptul că nu vei mânca în aceste zile și că vei fi privat de plăcerea de a mânca, de bucuria de a te hrăni. Dă-ți voie să vezi că acest sentiment îmi lipsește bucuria care s-a instalat pentru o clipă în tine, este doar un sentiment interior. Și dă-ți voie să-i spui, te iubesc și te las să pleci. Te iubesc și te eliberez. Ai putea pur și simplu lăsa să plece. Dorința de a primi satisfacție și plăcere doar prin a mânca? Da, și respira. Ai putea lăsa să plece. Dorința de a primi bucurie, plăcere și satisfacție doar prin mâncare? Da. Ai putea lăsa să plece dorința de a primi satisfacție, plăcere, bucurie în viață prin actul de a mânca? Da. Și ai putea pur și simplu să-ți dai voie să primești bucurie, să trăiești satisfacție în viață. Pur și simplu. Și dă-ți voie să spui, îmi dau voie să mă bucur de viață, să trăiesc plăcere și bucurie în viața mea, indiferent dacă mănânc sau nu. Îmi dau voie să trăiesc bucurie, plăcere, satisfacție, ca fiind aspecte intrinsece ale ființei mele superioare. Îmi dau voie să mă bucur de viață și dacă mănânc și dacă nu mănânc. Și ai putea să-ți dai voie să vezi dacă există cumva vreo îngrijorare în legătură cu posibilitatea ca să nu te simți bine, să te simți rău, să apară probleme de sănătate în legătură cu faptul că îți propui să ții post o zi, două sau trei. Dă-ți voie să vezi dacă există vreo îngrijorare cu privire la starea sănătății tale, la faptul că ai putea să nu te simți bine, să-ți fie rău, să te simți obosit, să nu ai energie. Și oricare ar fi această îngrijorare, dă-ți voie să vezi că în spatele ei, în adâncime, se află un sentiment de insecuritate, că ai putea să ai probleme la nivelul corpului și a funcționării. Dă-ți voie să vezi dacă te îngrijorează faptul că ai putea să nu poți desfășura activitățile curente. Și dă-ți voie să vezi această binom, îngrijorare, dorință de securitate, și dă-ți voie să vezi că acest binom, sentiment de suprafață, sentiment de profunzime, îngrijorare, dorință de securitate, este un sentiment interior ție și dă-ți voie să te uiți la el și să-i spui, te iubesc și te las să pleci. Te iubesc și te las să pleci.
Ai putea pur și simplu, cât poți de bine, să lași să plece sentimentul de insecuritate în legătură cu această imagine a postului de una, două sau trei zile? Da. Și ai putea lăsa să plece acest sentiment de insecuritate, chiar mai mult, și ai putea lăsa să plece dorința de a avea mai multă securitate din momentul prezent, și ai putea pur și simplu să-ți dai voie să fii în siguranță, pur și simplu, indiferent de circunstanțele vieții tale, da, ai putea să-ți dai voie să ai un sentiment de securitate interioară, indiferent de circunstanțele vieții tale, da. Și ai putea să-ți dai voie să trăiești această securitate interioară, care este un atribut al ființei tale superioare? Da. Și ai putea pur și simplu să repezi din nou și să pui ca și investiție conștientă în clipa prezentă, îmi dau voie să țin post cu apă timp de una, două sau trei zile, începând cu miercuri, 22 septembrie 2021, cu ușurință. Cu intenția, dau voie lumii în care trăiesc să fie liberă și în pace. Dau voie țării în care trăiesc să fie verde. Și când te simți pregătit, dă-ți voie să deschizi ochii și să realizezi că este cu putință. Și că tot ceea ce ai imaginat vreodată este cu putință. Și dă-ți voie să te vezi deja sâmbătă dimineață, sănătos, limpede, plin de lumină, plin de pace. Și de plin satisfăcut, fericit, bucuros, împlinit.